Plenul Consiliului Județean Neamț, în ședința extraordinară din 19 septembrie, a avut pe ordinea de zi și un proiect de hotărâre care vizează măsuri referitoare la conducerea complexului de servicii pentru persoanele adulte cu handicap roman, procedându-se la numirea interimară a unui director la acest complex de servicii sociale care se află în subordinea legislativului județean. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la conducerea complexului de servicii pentru persoane adulte cu handicap roman. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Bugete. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea directorului interimar al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, este necesar să recurgem la vot secret. Pe buletinul de vot a fost înscris numele doctoriței Ionela Cristea, șef birou în cadrul instituției amintite. Pe buletinul de vot va fi înscris numele doamnei Cristina Ionela Cristea, șef birou în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, persoană care îndeplinește condițiile legale pentru a fi numită interimar în funcția de director. Măsura a fost necesară ca urmare a ieșirii la pensie a doctoriței Livia Mihailovici, începând cu data de 20 septembrie. Noul director, doctorița Cristina Ionela Cristea, a ocupat până acum funcția de șef birou în cadrul aceleiași instituții. Aceasta ar urma să ocupe funcția interimar până la 31 decembrie 2016, când postul va fi scos la concurs. Noul director este medic de medicină de familie, absolvent a Facultății de Medicină din Iași.